This was a very good race for me. First place is perfect. How do you feel in Romania? I feel very good here. Ich hoffe next season wieder here. Yes, it was okay. It was a good run. I have made only a little mistake, but at the finish I was very surprised with the first podium. How do you feel here? I feel very good here. I like Romania. Why? I'm so good here. The last year also I finished with the second place, and yeah, that's good. You're happy today? Yeah, very happy. Yeah, for me this race today was very good with second place, single, and with the victory in double. It was not so easy because the weather was very warm, so the track was soft ice, and yeah, it's different than normal, but for me today was no problem, and I'm very happy about this day. How do you feel here in Vatrajordani? Yeah, nice. I hope that we can come next year again. We have only bad weather here when we have race, so maybe next year when we have race here it's cold, because track it's good, and I like to go on this track with hard ice. Natura a fost un pic grăbită spre o primăvară timpurie, dar totuși ne-a ajutat să ajungem la o finalizare, eu zic, destul de bună. Pârtia rezistă, din timpii care se mai anunță în continuare, se va ajunge și la ceva temperaturi negative și vom reuși cu toții să ne bucurăm de această ediție a doua. Pot să apreciez faptul că, deși vremea a fost foarte călduroasă pentru desfășurarea unor asemenea competiții de iarnă, iată că cu eforturi susținute ale organizatorilor, ale tuturor, pârtia a ținut
am reușit până la urmă să ducem la final această cupă mondială și să sperăm că în aceleași condiții vom reuși să ținem și campionatul mondial de junior. Ce părere au și oaspeții din străinătate? Oaspeții sunt bucuroși ca de fiecare dată că s-a putut ține această competiție. Trebuie să spun că au fost trei etape de cupă mondială care au fost anulate din cauza condițiilor de vreme în Europa, în Italia și Austria. Iată că la noi s-a putut desfășura competiția și ca și anul trecut sunt încântați de organizare și de condițiile bune pe care le au aici în Vatra Dornei. Yeah, here is a second year World Cup, the World Cup finale. Congratulations for the organizer here in Vatra Dornei. Maybe coming all the year here for the next World Cup here in Vatra Dornei. Very nice places, very good organizing and happy for the working here after track and all the organizer committee.